Dar cea mai dragă distinție, așa, care este? Care v-a onorat cel mai mult? Poate că asta cu 500 de genii are o venire. Scrise de americani, eu n-am contribuit cu nimic, nici nu le-am cerut, nici, da. Da, aici... Vreți să le citiți puțin de acolo sau ce v-a rămas dumneavoastră? A terminat facultatea de medicină la Iași, facultatea de filozofie și psihologie la București. Leon Danael a fost născut la 1 iulie 1933 la Darabani, județul Botoșani. După ce a terminat facultatea de medicină, a lucrat ca medic practicionist la circumscripția din Comănești și Dărmănești, județul Bacău. Prin examen competitiv, în 1961, el a fost admis la Clinica de Neurochirurgie din București. Iar de ziua lui își dorește un singur lucru. Aș putea să spun că doresc ceva. Eu să pot opera în continuare, să ajut bolnavii, da. De atâția ani aceeași dorință, de o viață aceeași dorință. Ce să fac, da, asta e pasiunea mea, a fost de o viață întreagă. Și operează și acum la cei 87 de ani. Vederea îi este perfectă, iar sala de operații este acasă pentru el. Vineri am operat-o bolnav acum, da? E foarte bine, da? Poți să întreb ce avea? O tumoră cerebrală la creierul mic. Era destul de dificil așa și am insistat să mă lasă pe mine să-l operez, că era urgență și l-am operat și e foarte bine. Dar trebuie să crezi, să ai credință. Când operam, aveam cazuri grele, anestezistul îmi spunea, uite, domnule, mai avem 100 de grame de sânge și dacă nu oprești hemoragia, moare bolnavul. Mai avem 50 de grame, mai avem 25 de grame. Făceam cu limba, că nu poți să faci cruci în timpul operației, mă gândeam. E adevărat, să știți totuși. Și se oprea hemoragia și bolnavul a fost... Da. Locuiește singur într-un apartament din București care nu îi mai aparține. Asta e vândut. N-am avere, n-am făcut nimic și ăsta e vândut, dar cu condiția să stau până când mor. Locul preferat al casei este biroul, care a devenit neîncăpător de cărți și documente. L-am rugat să ne ofere cel mai bun sfat pentru sănătatea creierului. În activitate continuă. Ca și la boxer, ca și la educație fizică, tot așa și la activitate cerebrală și nervoasă. Activitate continuă.